Salutare tuturor, eu sunt Speedy, iar astăzi vom juca Akali Midlane. Aparent vom juca versus Galio. Și va fi un match destul de interesant, cred eu. Oare cu ce să încep? Nu prea am jucat cu Galio, versus Galio până acum. Pe de o parte aș începe cu Longsword plus Refillable sau 3 poțiuni. Pe de altă parte aș începe cu Darkseer plus poțiuni. Decizii, decizii. Cred că Darkseer plus poțiuni e un start ok. De altă parte aș începe Doran și de fapt nu cred că Galio are chiar atât de mult poke încât să mă scoată de pe lane. Plus că are și el nevoie de mana, deci nu poate să spameze spell-uri 24-7 pe mine. Dar Darkseer-ul ăsta să-mi ofere potențialul de a strânge AP foarte rapid și îmbunătățește poțiunile, le transformă cam într-un biscuite, având în vedere că le face mai puternice cu 25%. Nu recomand startul ăsta pe orice midlaner. De obicei nu prea îl fac, însă pe Akali mi se pare o idee bună. Totdeauna mi s-a părut o idee bună. La mișcare artificii în stânga, artificii în dreapta. Galio top, ăsta Galio mid cu TP. Ok, deci măcar nu are Ignite să ne haraseze. Au, ok. Înțeleg că tipul știe ce vrea. O să încercăm să farmăm cât de cât ok. Au vai jungla, asta înseamnă că nu prea are cum să mă gancheze până la level 6, mai ales că am W ăla. Tipul ăsta e cam dă ceva daune. Să încerc să-mi folosesc Q ca să farmez, având în vedere că nu prea îi dau daune momentan. Da, nu prea pot să mă apropii cum vreau eu de farm. M-a dat auto-attack în ăla și în Q ăla mai îndepărtat. Și cel mai probabil la level 2 voi băga în W. Nu voi băga în E, nu am de gând să mă duelesc cu el early game. Chestia asta de magic, E-ul de... Stai, de ce am băgat în E? Mă gândeam să explic E-ul. E-ul o să fie physical damage și chestia asta o să mă ajute destul de mult versus Galio, care cel mai probabil o să stacheze magic resist și nu prea are armură. Mă bate un gând să maxez E-ul, dar nu știu cât de eficient ar fi. Așa că o să rămân la maxul de Q ca până acum. Așa... Domnule Galio nu mai arunca cu vrăbi în mine, cu vânt și ploi. În momentul ăsta jucăm pe contul secundar, pe Impi. Și cel mai probabil jucăm la un range de... No, nu trebuia să dau ăla. Attack speed-ul ăsta mă cam strică aici. Pierdut extrem de mult CS. Din nou, what the hell. Și avem 3 CS sub el. Dacă nu ratam atât de mult script, doamne, mi-e rușine de performanța mea în începutul acestui match. Să cer să fiu mai atent cu CS-ul. Continuare trebuie să pun ward. Jucăm într-un range de platină 1 diamant 5. Având în vedere că avem un win rate de 90% în momentul de față. Chestia e că nu am foarte multe meciuri jucate versus Galio și nu vreau să mă trezesc că îmi dă un damage de la de Mousuka. De nicăieri. Ah, șocare. Voiam să joc Akali versus un carry midlane versus un Orianna versus o Syndra versus ceva să stompez. Nu, frate. Mă joc top lane, gangplank, bam, întrag băieții Malphite, nu pot să-l omor. Mă joc midlane Akali, bang, întrag băieții un Galio, nu pot să-l omor. Doamne. Ok, era și domnișoara Vi pe midlane. Și Thresh, ok, era party deja. Asta se mai întreabă ce rebel unde e petrecerea, am găsit-o, era la mine pe midlane. Asta ar fi una dintre glume. Ah, frate, cum... Ies singur ăsta sub turn. Mai ies măcar la asta. Inițial, de ce vine spre... Sora că a murit. Du-te back, Vayne. Back, Vayne. În momentul ăsta tot m-a făcut să pierd 2 CS și nu știu de ce au plecat de pe lane și veneau spre mid. Adică sunt Akali în early game. Nu fac absolut nimic. Am nevoie de level 6 ca să devin util. Și am nevoie să nu mai mănânc Q-uri de Galio. Da, e cam greu, având în vedere că au range de jumătate de hartă.
Mai bag o puțină, nu mai am. Ok. Avem Ivar. Nu, 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 nu. Nu vreau să, nu vreau ajutor. Acel tip de ajutor. Do not gank mid lane, please. De asemenea, cel mai probabil voi merge pe... Nu știu, recall, dar dacă îmi dau recall o să dea Q, E pe wave și bam, a dispărut wave-ul. El și-a dat TP, eu nu am TP. Aș fi mers în mod normal și eu pe teleport pentru a avea oportunități de roam mai mari și mai multă presiune pe lane, să pot să fac și split push odată ajuns într-un anumit punct. Însă, din câte știu, Galio își dă foarte mult healing și mă aștept la Ignite să mă aștept să mă pot duela cu el odată ajuns într-un anumit punct. Ok, am luat chestia aia și să mă dau back, indiferent de... hold mid, please. Indiferent de... Hei. De ce nu-ți pasă de mid laner-ul tău? De ce nu vrei să iei și tu niște farm? Domnule Ivor, o să-mi iau chestia asta pentru că am nevoie de sustain și o să iau foarte mult lifesteal din ea. De asemenea, mi-am luat replenish pe refillable. Nu avea rost să-mi fac magic resist, având în vedere că e singurul AP din echipa lor. Galio... Apoi, da, cam Galio e singurul AP damage din echipă. Apoi mai e la Wade, dar dă, nu dă foarte mult AP damage. I'm 6 now, you can gank. Nu dă foarte mult AP damage și da. Să cer să... Plus că chestia asta, Vampiric Scepter plus Longsword 2 o să mă ajute să... să farmez sub tur mai ușor, unde vede că îmi oferă extra attack damage. Și ce e Vayne? Ce red buff pe Vayne, patroane, când ai Akali mid lane? Crezi că pleacă ăla de pe mid să ia red? Nu, no. Îl luăm noi pe Akali și facem treaba. Got it. O să-mi schimb numele în Vayne. Ok, am luat redul și deja i-am forțat flash-ul. Tipul probabil se aștepta la super burst, așa cum și trebuie. Tot timp. Adică abuzezi Akali în halul ăsta și apoi te aștept să scapi nepedepsit, mă, Galio. Trebuie să am grijă totuși în continuare la Vayne, nu pot să joc super agresiv. Uite-o pe bot side, e la crab-ul ăla. Și acum o să vină pe mid lane, dar o să joc în continuare în mijlocul lane-ului pentru că vreau să-i dau bait, vreau să vină la mine. Când mă vede aici, vreau să zică, bă, Akali, o să-ți trag un gank. Abia când îl văd că se mișcă înspre mine, atunci o să dau puțin back, vreau să-i pierd timpul. Mai bine încearcă să mă gankeze pe mine și pierde timp, decât să se ducă pe bot lane să facă kill. Deci, da, o să dau un E. Setez asta pentru următorul E. Și da, Akali e probabil ăsta, vai, nu? Ok, botlane, nice. Și n-a făcut kill. Surprinzător, aș putea spune. Fiora câștigă topul. 53 CS la 68. Am pierdut destul de mult far la faza aia. Dar nu-i nimic, ne revenim noi. Ok, boi, încă bot. Și tipul ăsta joacă mult prea safe și farmează dintr-un QE. Nu am cum să-i dau deny. De asemenea, n-am cum să mă în turn după el pentru că o să-mi dea R și nu o să mai pot face nimic. Pare vrea să-mi dea blue, dar probabil a uitat că nu funcționez cu mana. Adică m-ar ajuta să fac energie mai rapid chestia aia și cred că o să merg să-l culeg imediat ce pușesc chestia asta. Ce e Fiora botlane? Nu știu. Așa, 65 la 75. Pierdem farm de candată, dar e ok. Match-up-ul ăsta nu-i cel mai favorabil. Stai că încă nu s-a prins. Poate putem să facem un rom pe top. Ia să vedem. Mux iau Redu. Mă duc să-mi iau Redu. E Redu meu. Double buff Akali. Corect. Să un mid lane că o să pușeze tipul ăsta. Dau râ pe minion să nu-mi intre în turn. Dacă e nevoie. Și da, să mă duc acum să-l iau. Aș putea să fac un rompei la Wayne, aș fi ajuns destul de târziu pe top și dacă nu ieșea pierdem tot farmul ăsta, așa că e mai sigur să o jucăm astfel. Vreau să dau un E aici, să-i pușez pe toți. Minioni, să-i pușez pe toți. Ah, Fiora, de ce ai luat blue? Ah, bine, e ok și pe Fiora, nu-i rău, dar... Da, e mai bine pe Fiora, actually. Deci nu-i zi nimic. Se iau de-astea plus un pink ward, un control ward, mai bine spus. Da, blue e cu siguranță mai bun pe Akali, o ajută să regenereze mai multă mana, poate să fie mai agresivă pe lane.
De că are 2-1, Ilaoi are mult mai mult farm, având în vedere că Akali a făcut ăsta, Fiora a făcut Romul ăla foarte, foarte iurea pe botlane. Mamă, mamă, și pe ăsta acum putem să farmăm foarte ușor sub turn, adică fără nicio problemă. Odată ce facem cutla să avem 100 de și cu 100 de nu e nicio problemă. Mamă, e, și acum așteptăm să ne vină cooldown-ul. Poate reușim să tragem un round pe bot side, cred că nu e foarte recomandat, având în vedere că au trash, decât dacă joacă e agresiv. Ok, cred că e Vi acolo și vreau să mergem pentru că, da, probabil e Vi acolo, altfel nu înțeleg de ce joacă așa. Da. vin și eu. Heal, heal, heal. Ok, nice. Am făcut două stack-uri pentru Darkseal. Mi-am seama că ăsta, că Vi o să gankeze bot, pentru că Thresh pur și simplu l-a făcut int acolo. A încercat să ajungă la ei, să forțeze un fight, să seteze gank-ul pentru Vi, însă mai rău l-a stricat. Trebuia să aștepte să vină Vi și apoi să intre în ei. Nu așa se setează un gank, domnule Thresh. Au. Să duce Galio spre ei. Trebuie să mă să le dau viziune să-i ajut să-l ia. Casca Galio vrea să dea contest? Nu, no, nu vrea, ok. Le pun un ward aici cu Mando. Aș putea să-l pun și mai în față, dar e ok. Și cel mai probabil o să vrea să mă duc bază să-mi iau Hextech-ul. Nu vreau să mă bat înainte de Hextech. Hextech Gunblade. Ok, o să mă dau bază acum. Lane-ul pușează spre el, bine, nu prea pușează pentru că are clear instant. Doamne, de ce n-am și un lane-uri decente pe care să le bat? Cu care să mă bat, vreau să spun. Hehe. Și da, Galio și-a luat Mercs, dar asta nu e un lucru neapărat rău, pentru că, după cum bine știți, Galio primește extra ability power în funcție de cât magic rezistare, în funcție de cât de multă rezistență la magie are. Și acum că avem Hexe Gunblade, suntem mult mai strong decât eram înainte. Logic, nu? Adică mi-a cumpărat iteme, trebuie să fiu mai strong. Să încerc un nou gank pe bot, dar doar după ce pușez, n-am cum să pușez, pentru că există Galio, care nu-și dă niciodată recall și apasă Q-W. Asta abia coace chestia aia și o care cream că e deja făcută. N-am de ce să muncă aici, e deja murit, Ana. Probabil. A, nu i-am dat proc la chestia aia. Am impresia că am făcut-o. Doamne, cât de mult damage, dă. Poate cu Q. Dar e bine că dacă jucăm Akali ne regenerăm foarte mult și tipul la oricât de mult damage mi-ar da într-un anume punct, ne regenerăm dintr-o simplă rotație. Uitați și voi, suntem full HP înapoi. Dacă am fost alt campion, nu am fi putut face asta. Dar iar suntem jumătate pe cel mai probabil o să-mi iau ceva magic resist. De fapt știu ce fac. Știu ce fac. Să-mi cumpăr Mercuris. Mercuris o să-mi dea suficiente marcă să nu mai iau tot damage-ul ăsta. Și pe lângă asta o să... Ok, pe aici n-am luat-o bine pentru că putea să mă vadă tipul. Să mă acolo să o omor pe Illaoi. O să-i blocheze din damage-ul ăla, din poke-ul ăla. Și de asemenea o să... Îi scadă din ultimata, din durație. Să dureze mult mai puțin ultimata aia. E bine că ai încercat. Ilaoi. Ai Lmao. Am încercat să fac un Ai Lmao joke cu Ilaoi, dar nu prea merge. Parcă tot mai fain e ăsta, Lmao Kai. Sunt o bază, mi-au asta. Ce să mai iau? Mi-aș vinde refillable-ul, dar... De fapt, da, mi-l vând. Să vă refillable și mi-au chestia asta. Mi-au rubric cristal pentru că am foarte puțină base HP în momentul ăsta și HP-ul e întotdeauna bun. Poți să-ți faci Rylee din el, poți să-ți faci Liandry, bine, nu-i cazul pe Akali, dar nu știu, vom vedea. Probabil să țin să-l vând mai târziu dacă nu vreau să fac unul din itemele respective. Asta voia să-mi dea R, de-aia mi-a dat W instant. Ca să nu-l las să fac asta. Dacă Vi vine iar, cred că o să încerc să-i dau burst. Trebuie să am grijă la hook de trash.
A, reușim să scoatem două kill-uri. Și da, dăm extrem de mult damage în momentul ăsta. Cred că putem da one shot oricărui membru la în echipă, mai puțin Galio, bineînțeles, care e planerul meu. Să pușesc chestia asta, cum wave-ul ăsta e abia aici, la fel e și wave-ul lui, deci va dura până ajunge pe lane-ul meu, adică până ajunge în turn. Așa că o să încerc să mă bat cu ei la wave, dacă o găsesc pe aici. Da, e aici, ok. Go pe ea. O să spar chestia asta super rapid ca să nu poată să sară. No, fuck, n-am ajutat. O să mă întorc înapoi pe mine. Ideea era să o sparg înainte să intre el într-o poziție să sară peste zid. Dar asta este. Și acum că veni și săraca au venit pe mine să pună presiune, cu toate că n-ar trebui să fac asta, trebuie să meargă top. Mă trebuie să mă bot lane eu. Swap, top, mid, please now. Trebuie să ducă top lane botul nostru ca să ia tureta de la Illaoi, cum Illaoi nu are wave clear. În schimb ei se plimbă pe mid și încearcă să-mi ia mie farm-ul. Nu știu de ce. Hey, bot, hey, top, guys. Adică nu ai de ce să te grupezi mid ca bot lane. Go, top, please, now, get tower. You can get mid. E ca și cum aș vorbi cu roboți. Dacă nu merg ei top, voi merge eu top. 100%. Ok, hai că ascultă. Plecați de pe mid. Nu, no, de aici, nu am cum să intru. Și da, echipa mea trolează, aș putea spune. Și a venit și la oi, dacă n-aș fi venit la oi, aș fi încercat un 1v5 acolo. Nu mai am energie altfel. Aș fi încercat încă o dată să mă bat cu ei. Mai e cineva pe aici, sunt sigur. Am pus foarte prost. Aiba. Fie mult mai ușor dacă m-ar asculta. O să cer să dau show la chestia asta pentru că vreau să avem presiune și apoi o să mă dau back pur și simplu. Nu vreau să petrec mult prea mult timp în zona asta. Akali e destul de strong ca și campion și are extrem de mult burst și damage early game. Însă problema cu Akali și motivul pentru care nu e jucată e că odată ajuns într-un anumit punct nu mai face același lucru, adică nu mai are la fel de mult damage și impactul este mult mai slab. De asemenea este foarte slabă versus crowd control, adică că ții un CC ești RIP, nu mai existi și încerc să-mi dau seama ce să-mi cumpăr acum. Au Magic Resist, doar asta aș face Magic Resist. Nu prea are rost să-mi iau Voice Staff, sincer să fiu. Crede că ar fi o idee, adică ar... Mă bate gândul să-mi iau unul. Mi-am văzut ăla și o să-mi iau Zonia pur și simplu, pentru că în cazul în care fac vreo greșeală, Zonia o să mă ajute să ies din ea. Plus că pot să joc mult mai... Dacă ar fi să folosesc un termen englez, aș spune ham. Doamne, săracă, cum ești? Pot să joc mult mai agresiv, mult, mult mai agresiv, pentru că dacă am zonia și fac o greșeală, pot să dau zonia și apoi, bam, mai am o rotație, pot să corectez greșeala. Prin rotație mă refer la rotație de spell-uri și anume un combo întreg. Trebuie să am grijă să dea hook. Yep. Cum să nu dea hook, draga de ea. Dragul de el, de fapt, că e trash. Asta e okay, up turnul ăla. Trebuie să Fiora, top now, Drake is up, rotate, please. Să luăm chestia asta și trebuie să luăm dragonul. Fiora trebuie să fie top în momentul ăsta pentru că cum dragonul e singurul obiectiv de pe mapă, trebuie să avem presiune pe top side înainte să-l putem face.
Și cum nu pușează nimeni pe top, ești permis să stea atâția oameni pe mid. Vai să uci acolo, asta înseamnă că putem să dăm dragonul, adică ideea ar fi să dăm dragonul. Să încerc să stau aici, să star peste zid atunci când se apropie Lucian. Poate-i dau un shot. Poate intra în range. Poate că nu prea cred. O să sar cu W. Mai nou pot să sar cu W peste ziduri. E al doilea match pe Akali. Pe noua Akali. De când și-a primit rework-ul. Și Lucian și-a dat flash acolo. O să... I'll take that. O să mă mulțumesc cu asta. Nu o să fac overextend. Și cum băieții nu vor să dăm dragon, o să-l dau singur. Dacă e să întâmple ceva, o să încerc să sar peste zid. Toate că nu sunt sigur dacă pot să sar peste zidul dragonului. Oh, ho, ho, hai că încercăm. Sau nu? Vin băieții? Nu vin. Să dau să reseteze. În caz că nu știați asta și tocmai ați învățat ceva nou, mă bucur. Dacă știați deja, mă bucur că n-am dat fail, să nu mă fac de râs. XD. Galio aici, o să-mi dea un QW, cred. Sau, mă, o să mă regenerez pe mid lane. Prea am nevoie de heal-ul sărac. Ok, am asta. Hai să încercăm să ne batem cu ei aici. Și era, cred că o bate pe Illaoi. Sper că o bate pe Illaoi, având în vedere că are 1-6. Dar, aparent, a avut noroc cu heal-ul săracăi. Cu ultimata săracăi. Trebuie să pună un... așa, dar trebuie să-l pună pe dragon ca să nu aibă viziune. Cred că pot ține mid-ul acum. Au wave clear, ok, Vayne are static shield. Așa că o să încerc să pușez bot lane-ul. Vreau să am presiune aici, plus că am super... kill potential-ul meu este super mare, adică dacă prind pe cineva pe solo lane, îl dau un shot. Oricare din ei, mai puțin Galio, bineînțeles, care și-a făcut Morelo, doar ca să aibă cooldown reduction și suficientă mana cât să spameze QW să dea wave clear la infinit. Nu e neapărat o tactică proastă, adică am mai văzut-o, doar că mi se pare super annoying, super enervantă. Cred că am încercat să bată pe mid lane, nu sunt sigur. Fiora pușează top, eu pușez aici. Ok, trebuie să am grijă să nu-mi iau foarte mult damage la tipul ăsta. Și nu mi-am dat proc la Q acolo. Din nefericire. Mi-a expirat clona, de-aia n-am primit extra tentacule și chestii. Nu știu ce am făcut asta, puteam să-l omor și fără. Ok, ah. M-a enervat Illaoi-ul ăla, de-aia n-aș fi flash pentru el. Dar nu-mi pare rău, s-a meritat. Cum spuneam, Akali e foarte strong, doar că... a dat ajuns într-un punct, chiar și din punctul ăsta, deja o să vedeți că nu o să mai fie la fel de strong. După minutul 25-30 nu mai e la fel de strong. Probabil eu voi rămâne consistent în match, pentru că am 9-0, sunt foarte fed. Și principalul carry acestei echipe, în momentul de față, însă... nu știu cât de mult o să dureze chestia asta, dacă nu terminăm și o să ajungem în late. Având în vedere că au Illaoi-ul ăla, o să dea extrem de mult damage. Și Vayne are... de fapt, nu prea... sincer să fiu, nu cred că au foarte mari șanse în momentul ăsta, având în vedere că e 19-3 și am deja 9-0. Aș minți pe față dacă spune așa ceva. Putem să dăm baronul totuși. Se las golemul lui Ivar să tancheze. Sper să nu mă trezesc că îl fură Galio. Ok, se duce top după fiora. Vei n-ar fi trebuit să rămână aici să ne aștept să terminăm baronul. Dar ca orice al Vayne trebuie să facă outplay-uri și să... acum îi aduce pe toți aici. Chiar sunt... nu am cuvinte, ok. Și Galio are extrem de mult damage, după cum puteți vedea. Troll-ul a fost făcut. N-avem cum să pușăm o linie fără Baron buff. Să pun oar peste zid să văd unde e Lucian. Aparent e aici. A, și fuge. Nu cred că mai prind acum, că nu am nici wave. Nu vine niciun wave. Poate îl prind pe următorul. Da, cred că o să-l prind pe următorul.
Și acum o să caute să bată cu mine. Doamne, cum e tipul. Deci, Vayne, în loc să își dea seama că a greșit și că i-a dus pe toți la noi, când ei nu aveau nicio idee că noi dăm baronul, îi face Flynn lui Ivern că dădea baronul, cu toate că Ivern nu avea smite în momentul respectiv, însă a dat fail. Și chestia asta se poate întâmpla oricui. Adică, în loc să focuseze pe baron să-l dăm super rapid, s-a dus să bată, pentru niciun motiv, în universul ăsta, a făcut asta și chestia asta ne-a costat. Și Ivar ne joacă AP. Nu știu de ce, dar e Ivar în AP. Ceea ce e oribil, dar ne concentrăm în continuare pe meci, încercăm să câștigăm. Încă au buff pe Lucian, deci trebuie să avem grijă în continuare. Și dar trebuie să, în momentul ăsta nu prea avem cum să pușăm, nu avem cum să terminăm meciul, pentru că simplu mod în care puteam face asta era să luăm baronul, dar cum vrei n-a vrut. Știi cum e vorba aia, nu vrei, nu vrei. Ce să și faci? Puteam să dăm pe la uita dacă mai stă pe aici. Doamne, cum mor chestiile astea. Go 1-3-1. Ai go top, Fiora bot. Acum bag acolo de râu, da. Și o să ne distrugă pe toți. Cer să mă regenerez din chestiile astea. Ok, domnișoara Kali. Domnișoara Vai. Vai vrea să bată cu noi. Nu știu de ce, dar asta își dorește. Ce să am grijă la ultimata de gale, că poate să bursteze instant. Ok, o să încerc să mă healez din chestia asta. Și poate reușim să facem ceva. Cred că nu prea cred, o să dea Illaoi. Go, dive, they will clear. Trebuie să dăm dive, altfel o să dea clear ăla din QW, uitați cum curăță. Dați-mi turn, dacă nu luăm nici turnul ăsta, când sunt doi morți. Ok, hai că e bine. Da, zonii ar fi mi-aș fi la hook. Doamne, cât de mult damage are chestia aia. Acolo mi-am dat zonii instant pentru că știam că urmează ultima dată de Galio și da. Un match mai greu decât ar fi trebuit să fie. Match-ul ăsta n-ar fi trebuit niciun fel să dureze 28 de minute. Dar băieți, încă trag speranțe. Și aparent a început să stacheze Magic Resist. Nu prea mă mulțumește chestia asta. La e top, nu cred că o să dea contest. Fi destul de aiurea din partea lor. Cred că putem face un pic pe trash. Ok, și-a dat flash. S-a speriat. Cred că putem da, nu no, putem da end. Go B, we can't end. Și mi-a dat Bell Summoners, nu e foarte grozav ce am făcut acolo. O să mă coste chestia asta. Mi-aș vinde asta. Dam 10 stack-uri pe el, așa că nu se prea merită, așa că o să-mi fac meja și o să mai iau un o să-mi iau un elixir. Vine destul de mult AP, am nevoie de dead cap ca ultimul item. Uite că aș putea să-mi iau și ceva extra armură, cum ar fi Guardian Angel sau dacă nu Guardian Angel, Randuin ar fi ok. Wait, next Baron, please. Lucian e bot, poate reușesc să prind un pic pe Illaoi sau pe Thresh, care erau în zona asta. Illaoi probabil la golem, cel mai probabil. Nu? Ok. Tocmai am murit chestiile astea, asta înseamnă că nu e în zonă. Când au două puncte de HP, atunci Illaoi e în zonă. Când au un singur punct, atunci nu este. Să încerc să-i distrug tentaculele. Și trebuie să așteptăm baronul.
Nu prea cum să intru acolo. O să încerc totuși să le iau red buff-ul atunci când se spawnează. Și în continuare trebuie să așteptăm un minut până la baron și să sperăm de asemenea faptul că Ivor nu o să fie capabil să apese pe smite. Altfel meciul o să dureze și mai mult. Ei. Ok. Au ward acolo. Nu e problemă că ne healăm super rapid. Ivar n-ar putea să culeagă red buff-ul, să-l împartă cu mine. Și putem face pick pe trash aici, adică e sugerat să facem pick pe trash. De Q? Când am spus de Q, mă referam să-l și nimerești, domnule Ivar n-ar. Nu vrei să faci asta? Ok, trebuie să luăm Baron acum, că nu mai am nici viziune, please, Baron. Da, va e, botlane să apere. Asta e baronul nostru. Ok, acum trebuie să pușăm top lane, cum botul deja pușează. Avem presiune. Go top. Fapt, Fior ar trebui să meargă top și noi ar trebui să mergem pe bot ăsta pe mid. Însă... Da, cu echipa asta nu prea putem face rotații, după cum vă aduceți aminte, când era turnul ăla, primul turn pe mid-up, nu voiau să rotească la cea mai simplă rotație din joc, și anume botul să meargă top și topul să meargă bot. Deci nu pot să am așteptări și o să merg cu ei. Și încerca să-l burstez pe Lucian, am așa. Dacă rămâne în zonă, dați în turn, poate-l burstăm. Înainte ca Galio să ne omoare pe toți. I-am dat bait la ultima dată doar pentru mine, ceea ce e super și cred că asta va fi meciul. O să dau R pe minion ca să le dau empower cu Baron buff-ul și aparent asta a fost meciul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like din de la acest video și ne vedem data viitoare. Bye!